O fetiță de 6 ani din județul Botoșani își pierde copilăria în timp ce are grijă de surioara de 2 ani, chiar dacă locuiesc alături de părinți. Familia locuiește în localitatea Lunga. Cele două fetițe locuiesc alături de părinți, dar și de doi frați vitregi de 10 respectiv 12 ani. Tatăl este alcoolic, iar mama nu este interesată de creșterea lor. Primăria Lunga a aflat despre situația celor mici. Autoritățile au pornit o anchetă care a scos la iveală lipsa de îngrijire a celor 4 copii. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a propus scoaterea minorilor din mediul respectiv. Astfel, părinții au rămas fără cei 4 copii înainte de Paște, în urma unei decizii a Tribunalului Botoșani. O anchetă realizată de Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Lunga arată că minorii erau neîngrijiți, iar cei doi băieți erau agresați verbal și fizic de către tatăl vitreg. Pe durata măsurii plasamentului în regim de urgență, drepturile cu privire la persoana copiilor vor fi exercitate respectiv îndeplinite de către asistenții maternali profesioniști, iar cele cu privire la bunurile acestor copii de către directorul executiv al DGASPC Botoșani. Este decizia instanței. Relatează știrile ProTV.ro.